Hei, salut! Sunt Marius Turez, bun venit pe canalul meu! Dacă ești nou pe aici, cred că trebuie să știi deja că eu călătoresc destul de mult și de fiecare dată încerc să iau un produs cu mine, un produs pe care să-l testez în utilizarea de zi cu zi, chiar și în vacanță. Cred că sunteți de acord cu mine că suntem într-o perioadă în care telefoanele nu mai inovează atât de mult și chiar dacă performanțele în testele sintetice sunt din ce în ce mai mari, în utilizarea de zi cu zi lucrurile nu se schimbă chiar atât de repede. Telefoanele sunt din ce în ce mai asemănătoare, iar schimbările de la un an la altul sunt mai degrabă, zic eu, incrementale. Am putea găsi destul de multe scuze pentru ceea ce se întâmplă în piață, însă de data asta cred că am găsit un telefon foarte, foarte interesant. Deși arată ca orice telefon normal, uite că Honor reușește să facă diferența. Mai exact, iată că putem să facem asta. De anul trecut am început să iau contact pentru prima dată cu produsele de la Honor. Am testat Honor Magic 5 Pro, am testat Honor 90, telefoane ce au fost foarte bine primite de comunitate, iar acum vreau să vă prezint primul telefon pe care pot să-l scap fără prea multe griji, așa cum ați văzut mai devreme, Honor Magic 6 Lite. Cei de la Honor m-au contactat pentru o colaborare și m-au rugat să testez telefonul în Tenerife. Chiar dacă este un telefon de până în 400 de euro, eu zic că are foarte multe avantaje. Ca să ne mai lungim cu vorba, haideți să descoperim telefonul după intro și să aflăm mai multe informații despre Honor Magic 6 Lite. Nu uitați ca de fiecare dată să apreciați materialul dacă v-a plăcut, să dați un share și să vă abonați la canalul acesta dacă vă place conținutul meu. Am zburat în Tenerife imediat după ce am fost să văd câteva televizoare în Barcelona, despre care v-am povestit deja pe blog. După cum v-am obișnuit pe canal, prefer să iau câte un telefon în deplasare și să vă povestesc atât lucruri bune cât și mai puțin bune. Oricum, aș spune că experiența de utilizare este una normală de vacanță. Eu încar telefonul dimineața, fac poze, fac filmulețe, pun un GPS, pun un SIM pentru roaming și plec la vizitat. Apropo de vizitat, ghidul despre Tenerife este gata, îl găsiți deja publicat pe blog. Cred că în afara unei oboseli de după un zbor de 3-4 ore, nu ai ce să reproșezi insulei. Este ieftin și totul este pregătit pentru turiști. Recomand să faceți o vizită cu plăcere. Am plecat în Tenerife cu un pic de stres pentru că eu sunt un om al pozelor. Mie îmi place să fac poze cât mai interesante, iar să faci poze cu un telefon din zona medie poate să fie o provocare. Mai ales că nu știi cum se comportă, mai ales când corierul te lasă baltă și alergi după telefon în ultimul moment. Așa cum ați observat și din intro, punctele forte ale telefonului Honor sunt cele legate de rezistența la șocuri, iar pe restul aș lumi complementare. Mai mult, când am auzit de telefon, eu nu l-am văzut fizic. Chiar mă așteptam ca telefonul să fie foarte greu, având în vedere că este atât de rezistent. Ei bine, el este neașteptat de ușor. Sunt 183 de grame și este foarte subțire, de maxim 8 mm. Până la urmă păstrează liniile celor de la Honor. Pe partea stângă nu avem butoane, iar pe partea dreaptă avem butoane de volum și de pornire. Spatele telefonului este de foarte bună calitate, nu e acel plastic ieftin, iar modulul foto este foarte, foarte puțin ieșit în relief. Marginile sunt un pic rotunjite, iar telefonul stă perfect în mână. Eu cred că nu ai cum să nu vorbești de bine display-ul și de data asta nu mă refer la culori, ci la rezistență. Au pus pe telefonul acesta tehnologii pe care nu le găsești nici la flagship-uri. Mai exact, ecranul are un sistem de anti-drop, practic funcționează ca un soi de burete și efectiv preia șocurile. Mie mi-a fost frică să-l testez în Tenerife printre roci, însă l-am testat acasă. L-am scăpat accidental pe parchet, încât a ajuns sub mașina de spălat. Uitați că încă este funcțional și am prins curaj să fac și experimentul de mai devreme. Este primul model pe care îl testez cu genul acesta de tehnologie și cred că viitorul nu sună tocmai bine pentru foliile de pe telefonul mobil. Apropo, eu nu mai folosesc deloc folii pe telefoane. Voi le mai adăugați? Le mai considerați utile? Haideți și scrieți acest lucru în comentarii. Cât despre tehnologia ecranului, acesta este AMOLED, are rezoluție de 1.5K, este 100% pe DCI-PI și ajunge în pic la 1200 de niți. Este mai mult ca suficient pentru categoria aceasta de preț. În Tenerife nu am avut nicio neplăcere cu soarele puternic, ba chiar pozele se vedeau neașteptat de bine. Ca să trecem și să vorbim despre sunet, acesta este mono, iar difuzorul este în partea de jos a ecranului.
Nu s-a întâmplat să-l acopăr în toată perioada aceasta, dar da, o să vă trebuiască un pic de atenție să nu-l acoperiți complet cu mâna. Așa cum vă spuneam și anterior, îmi place să arunc un SIM în telefon. Aș vrea să prind perioadele în care telefoanele mai ieftine vor avea și ele un eSIM. Mă bucur totuși de faptul că este dual SIM, iar la întoarcerea în țară am observat că am avut activ atât Volte cât și VOO Hi-Fi pe Digi. Am lăsat la final discuția despre camera foto. Ca detalii tehnice avem așa: 108 megapixel pe camera standard, 5 megapixel pe cea wide și avem și o cameră de 2 megapixel. Este evident că cea mai performantă cameră este cea standard, restul fiind ajutate mai mult de software și de procesare. Eu de foarte multe ori m-am axat pe camera principală, mai ales când era vorba despre poze de seară. Partea bună la poze de seară este că intervine night modul și acesta te va ajuta să faci poze ok, cu toate că vei primi notificări privind stabilizarea imaginii. În funcție de lumina din cadru o să stai pentru 2-3 secunde pentru a face o expunere lungă. Pe camera de macro am folosit-o ceva mai puțin, însă sunt convins că nu o să faceți poze cu flori în fiecare zi. V-am adăugat eu câteva pe ecran. Apropo, cu toate că știu că este un model poziționat pentru a face volum, este păcat că nu avem stabilizare optică. Da, eu la început am avut emoții privind pozele, am avut vânt, am avut condiții grele de pozat, dar mi-am dat seama că stabilizarea nu contează atât de mult pentru partea de fotografie. Este evident că nu voi putea alerga și să fac poze în același timp, însă nu am avut nicio poză ratată, nu au fost cadre mișcate, rezultatele au fost foarte, foarte ok, chiar și pe zoom 3X. Culorile sunt tipice celor de la Honor, sunt echilibrate, nu au saturație exagerată, asta deși de foarte multe ori l-am pus la treabă în contrajur. Am fost foarte mulțumit de tot ceea ce face pe fotografie. Vă las un slide de poze pe care l-am făcut în Tenerife. Sper să vă placă! Pe partea video este complicat să faci lucruri faine fără a avea o stabilizare. Mi-ar fi plăcut să văd o stabilizare activă măcar pe Full HD. Culmea, stabilizarea pe 4K la 30 dpi mi s-a părut mai ok decât cea pe Full HD. În general, eu cred că este fix invers. Nu știu cum s-a întâmplat treaba aceasta, poate vin ceva actualizări software și imaginea va fi stabilizată mult mai bine de acum încolo. Iată câteva cadre filmate în Tenerife. Bateria telefonului este de 5300 mAh. Au mărit-o față de anul trecut. Eu nu știu cum au reușit să pună o baterie atât de mare pentru un telefon atât de subțire. Partea faină este că o să treci 2 zile de autonomie cu telefonul. A reușit să-l folosesc cu GPS, cu date mobile, cu hotspot, cu YouTube Music în fundal mai mereu. Ca idee l-am încărcat de dimineață și seara ajungeam cu 50-60% la baterie. Ca orice obicei prost, de cele mai multe ori îl puneam să se încarce din nou,
ca nu cumva să nu mă ducă încă o zi. Eu zic jos pălăria pentru treaba aceasta. Ajungem și noi să avem 2 zile pline de autonomie. Recunosc că mi-ar fi plăcut să încarc cu mai mult de 35 W/h, asta pentru că știu că Honor încarcă flagship-urile mult mai rapid, însă probabil că de undeva trebuia să scadă costurile. Ca să trecem la performanță, eu de fiecare dată dezactivez animațiile fiecărui telefon. Este primul lucru pe care îl fac, inclusiv pe flagship-uri, cu atât pe modelele ceva mai ieftine. Magic UI este la versiunea 7.2 și aveam temeri că interfața nu va fi suficient de rapidă pentru Snapdragon 6 de generația 1. Nu a fost să fie, telefonul chiar s-a comportat perfect. Performanțele evident că nu sunt de flagship, dar nici nu se încălzește ca un flagship. De fapt, nu am văzut să se încălzească. Ce-i drept, singura optimizare pe care aș fi făcut-o ar fi cea la camera foto. Mi-ar plăcea să văd că se schimbă ceva mai repede focalele de pe o una pe alta. În rest, eu nu am simțit că agață de nicio culoare oricât de mult am butonat. Sigur, nu am testat în jocuri, însă din ce am văzut la colegi, Asphalt 9 rulează chiar foarte bine. Aveți testele sintetice puse în articolul de pe blog, aveți linkul în descriere. Apropo de sistemul de operare, telefonul vine cu Android 13 și are 2 ani de actualizări de software și 3 ani de actualizări de securitate. Aveți 8 GB de RAM și 256 de GB de stocare. Cred că putem să tragem linie și să concluzionăm că avem cel mai interesant mid-range de pe piață din momentul acesta. A zice că inovează și se poziționează interesant, mai ales prin faptul că ecranul chiar este wow și durabil. Dacă o să faceți poze cu el, o să vă descurcați fără probleme. În plus, aveți 2 zile de autonomie. Unde mai găsiți la banii aceștia? Cam acesta a fost materialul despre Honor Magic 6 Lite. Sper că v-am bifat și v-am răspuns la cele mai importante întrebări despre telefonul acesta. Dacă nu este suficient, aveți secțiunea de comentarii în care putem să ne auzim și să discutăm despre acesta. Pe data viitoare!